Fără falsă modestie, munca medicilor, polițiștilor și militarilor care luptă în prima linie cu greu ar fi fost cunoscută fără reporteri și fotografi, care zilnic nu ezită să se implice și să ne aducă pe tavă cele mai proaspete informații despre evoluția pandemiei. Ca și în cazul eroilor, în halata albă, infectări au fost înregistrate și în rândul angajaților mass media. Printre cei care au învins noul coronavirus se numără și fotoreporterul Mihai Wenger. După 21 de zile de tratament, cu ajutorul medicilor, testul repetat a fost negativ și jurnalistul a putut reveni acasă la cei dragi. Mihai Wenger spune că a respectat toate normele de siguranță și a încercat să fie prudent la locul de muncă. Însă, chiar și așa, virusul l-a găsit în altă parte. Am fost la serviciu, am fost nevoit să merg cu transportul public într-o leibuzul 31 și eu cred că totuși infecția a venit din transportul public, pentru că la serviciu n-am avut contacte absolut cu singurul persoană, cu un tehnician care de asemenea era cu mască, cu mănuși, dar în transportul public într-adevăr erau persoane mai mult decât s-ar fi permis, erau persoane fără mască. La câteva zile virusul a început să dea de știre. La prânz am stat cu familia, au venit și copiii la noi cu nepoțelul. După ce am stat la masă, peste vreo două ore, în jurul orilor 17, brusc m-am simțit rău. Am măsurat temperatura, era 37,5, erau friguri, dureri în tot organismul. După ce testul COVID a fost confirmat pozitiv, Mihai Wenger a fost internat la Spitalul Municipal numărul 1. Starea de sănătate s-a agravat treptat, iar virusul a ajuns și la ceilalți membri ai familiei, inclusiv la nepoțelul de doar 2 ani. După ce am fost internat 2-3 zile, am mers soția, a făcut testul, au mers copiii, au făcut testul, cu părerea de rău la toți s-a confirmat pozitiv. Adică destul de repede am reușit să-i contaminez pe toți. Ginerile a fost asimptomatic, numai mirosul a pierdut. Nepoțelul tot așa, soție și cu fiecare a fost diferit. Soție o tusă foarte puternică, la fiică dureri puternice în gât și tot organismul, slăbiciune în tot organismul. Acum ajuns acasă, este lângă cei dragi, dar nu într-atât de aproape. Până se vor trata toți, normele de siguranță și protecție rămân în continuare lege. Eu stau într-o odaie, soția stă în altă odaie, copiii în altă odaie. Ne străduim când mâncăm așa la distanță mai mare, chiar și în grădin când ieșim la lucru, ieșim pe rând. Sau eu într-un colț de grădin, soția în alt colț, facem câteva, fiindcă trebuie să ne protejăm. Nu am dorit să mai ajungem pe patul spitalului. Nici cele 21 de zile de tratament pe patul de spital nu l-au făcut pe fotograf să uite de meserie. Imagini cu medici obosiți și pacienți îndurerați care luptă cu noul virus le-a donat într-un fotoreportaj inedit. Mihai Wenger plănuiește să revină în spital, însă de această dată să-i surprindă pe medici altfel decât i-a cunoscut. Nu puteai să-i vezi, fiindcă erau cu mască, și chiar îmi pare rău, chiar am făcut și un reportaj foto. Dacă i-aș vedea azi pe medicii, nu aș lua la față, fiindcă erau cu mască, cu viziere, cu combinzonul și ala de protecție. Și sper, adică așa am un plan, vreau să mai merg poate încă o dată să mai fac un reportaj după ce îmi revin cu COVID-ul, dar când scăpăm de această pandemie, să-i găsesc pe medicii ăștia și să fac un reportaj fără mască, fără vizier, fără... Sper că o să reușesc să facem și chestia asta. După ce a avut de-a face cu virusul, el îndeamnă lumea să fie responsabilă pentru a nu îngreuna munca titanică a medicilor. Mai ales pentru cei care nu cred, acei care nu cred lasă să stea în casă. Să nu umbli fără mască pe stradă, să nu umbli fără mască prin magazine, în transportul public, să nu îndemni și ceilalți să facă așa cum procedează ei. Trebuie să fim responsabili, să fim responsabilitatea la maximum. Fiindcă mă întorc la aceiași medici și am văzut, nu știu cât răbdare o să mai aibă, dar mi-e frică într-o bună zi ar putea să dea mâinile jos și spun, faceți ce vreți singur cum puteți, noi nu mai suntem în stare.